că în mare parte indicatorii macro ai spitalului au fost îmbunătățit. Luați niște complexitate cu vremea de distinție pentru conducători dimineața și vedeți cât era. Luați de asemenea spitalizările și durata de spitalizare cât este acum, sunt prezente indicatori care dacă vă duceați să facă auditul pe care îl am acolo, nu era posibil, dacă vrei, într-un fel, rezilierea contractului, dar nu era cu... Am văzut greșeala asta și eu cred că trebuie să plecăm toți. Am făcut o greșeală, am ajuns în spitalul Pragoa de a pierde acreditarea și lucrul ăsta trebuie să ne asumăm toți. Concluzia este că a fost prost și sperăm cum mai bine.